Românii nu o duc mai bine și nici nu au cum, având în vedere înghețările de venituri și creșterea explozivă a prețurilor la alimente, carburanți și energie. Chiar Institutul Național de Statistică recunoaște că datele raportate au un grad scăzut de fiabilitate din cauza perioadei de carantină de anul trecut. Faptul că premierul folosește aceste date pentru a se împăuna cu un fals succes al guvernării reprezintă o tentativă ticăloasă de manipulare a cetățenilor. În datele raportate de Institutul Național de Statistică privind evoluția câștigului salarial din 1 aprilie 2021. Minciunile lui Câțu, pe cu ce a crescut cumpărarea când oamenii au pensiile? Păi eu după 38 de ani de serviciu am 11 milioane pensii, bani vechi. Și cu ce crește venitul? Cu ce mă duc eu să umplă coșul, cum zic ei? Cu ce? Ce și cu bolnavă de diabet și de inimă și cu toate să-mi iau și medicamentele și toate. Cu ce? Cu banii lui Câțu, lua așa lumânări, așa el de banii lui care are. Facem împrumuturi peste cap și plătiți dumneavoastră tineretul. Că eu o să mai duc 2-3 ani, hai dacă îi mai duc. Dar dumneavoastră, tineretul, o duceți rău cu ei. Și a crescut prețurile, dar la pensie a mai pus. Păi, asta este. Premierul se împăunează cu un fals succes de guvernare, știind bine că datele nu reflectă realitatea economică și reprezintă o tentativă ticăloasă de manipulare și o atitudine ofensatoare la adresa cetățenilor care deja resimt din greu creșterile explozive la prețurile din ultimele 5 luni.